trebuie cu mască? Bună ziua, doamnelor și domnilor! Se anunță ceremonia oficială de semnare a acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind asistența administrativă reciprocă și cooperarea în domeniul vamal. Semnează pentru Guvernul Republicii Moldova domnul Igor Talmazan, director al Serviciului Vamal. Pentru Guvernul Japoniei, excelența sa, domnul Yoshihiro Katayama, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova. Stimată audiență, în cele ce urmează, am onoarea să-i ofer cuvântul directorului Serviciului Vamal, domnul Igor Talmazan. Excelenți, stimate domnule ambasador, doamnelor și domnilor, invazări prezentanță în mass-media. Asistăm astăzi la un eveniment în Republica Moldova destul de important, în consolidarea cadrului juridic bilateral, și anume semnarea acestui acord, care reprezintă pentru Guvernul Republicii Moldova un acord foarte important, întrucât asistența administrativă reciprocă și cooperarea în domeniul vamal constituie o nouă etapă în dezvoltarea cooperării vamale bilaterale dintre Republica Moldova și Japonia. În principiu, implementarea acestui acord va asigura securitatea economică a ambelor state prin intermediul instrumentului antifraudă și de asistență administrativă reciprocă, unificând acțiunile comune ale administrațiilor vamale împotriva încălcării legislației vamale, precum și va crea condiții favorabile pentru facilitarea comerțului internațional prin simplificarea și armonizarea procedurilor vamale. Dacă îmi permiteți, aș vrea să nuanțez faptul că acest acord prevede acordarea de către administrațiile vamale a Republicii Moldova și Japonia asistenței administrative reciproce pentru aplicarea corectă a legislației vamale, prevenirea, investigarea și combaterea fraudelor vamale care prejudicează securitatea publică și interesele economice, fiscale, sociale, culturale, de sănătate publică și comerciale a ambelor state, evaluarea exactă a plăților vamale, respectarea interdicțiilor, restricțiilor și măsurilor speciale de control, precum și asigurarea securității lanțului comercial internațional de provizionare. Conform acestui acord încheiat, ambele părți vor asigura asistența administrativă în partea țării, în special de schimbul de informații, cooperarea în domeniul contracararea fraudelor vamale, precum și efectuarea unor măsuri de supraveghere a anumitor livrări de mărfuri. De asemenea, am vrea să precizez pentru cetățenii Republicii Moldova că acest acord este foarte important, deoarece procedurile de vămuire vor efectua într-un regim mult mai accelerat, întrucât este bine cunoscut că mare parte din cetățeni preferă anumite mijloace de transport sau tractoare care sunt produse în nemijlocit în Japonia. Iar în procesul de vămuire, permanent apăreau anumite probleme în partea ce ține de anul de producere sau de însăși identificarea acestor mijloace ca fiind produse complet în anumite state sau din origine din Japonia nemijlocit. De asemenea, document prevede cooperarea în domeniile cercetării, dezvoltării, testării noilor proceduri vamale, mijloacelor și tehnici de aplicare a legii, activităților de instruire a funcționarilor vamal și schimbul de personal. Am discutat anticipat cu domnul ambasador despre faptul că să avansăm în partea ce ține de schimbul de informații și anume schimbul operațional de aceste informații, precum și schimbul de noi proceduri și operațiuni vamale care se efectuează atât în Japonia cât și în Republica Moldova. Sperăm că acesta este numai un start al
după semnarea acestui acord bilateral, vom start al noilor relații în partea ține de procesele operaționale din domeniul vamal. Țin să aduc mulțumiri domnului ambasador, părții nipone, colegilor din administrația vamală a Japoniei, personal, dumneavoastră, domnule excelență, pentru bunele relații de cooperare bilaterale care au fost materializate astăzi prin semnarea acordului în domeniul vamal. Vă mulțumesc mult! Am onoarea să-i ofer cuvântul excelenței sale, ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova, domnul Yoshihiro Katayama. Stimate domnule Talmazan, directorul general al serviciului vamal, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Îmi face o deosebită plăcere să vă informez că astăzi, așa cum ați văzut, împreună cu domnul director general Talmazan, am semnat acordul dintre Guvernele Japoniei și Republica Moldova privind asistența administrativă reciprocă și cooperare în domeniul vamal. Guvernul Japoniei susține Republica Moldova încă din primii ani după proclamarea independenței, oferindu-le partenerilor moldoveni pentru prima dată în anul 1993 un lot de vaccinuri și medicamente în valoarea de peste 2 milioane de dolari. De atunci, programele noastre japoneze de asistență pentru dezvoltare s-au extins, cuprinzând diverse domenii, precum modernizarea agriculturii, fortificarea sistemului de sănătate, producerea durabilă de energie, prezervarea patrimoniului național, promovarea culturii și artei, susținerea inițiativelor locale prin intermediul cunoscutului program de granturi Kusanone, împărtășirea know-how-ului japonez cu sute de funcționari și experți moldoveni, oferindu-le training în Japonia și în Republica Moldova și recent consolidarea capacităților de prevenire și reacționare în cazul incendiilor, hazardelor naturale și accidentelor umane. Noi, guvernul Japoniei și poporul japonez, am fost mereu alături de prietenii noștri din Republica Moldova. În acest context, acordul pe care l-am semnat astăzi vine să extindă cooperarea economică și în domeniul vamal și să ofere autorităților vamale din Japonia și în Republica Moldova cadrul juridic pentru efectuarea schimburilor de informații relevante și cunoștințe necesare pentru aplicarea corespunzătoare a legislației vamale, asigurarea securității și protejarea intereselor economice ale țărilor noastre. Grație acestui acord, guvernele Japoniei și Republicii Moldova își vor consolida acțiunile pentru simplificarea și armonizarea procedurilor vamale, contribuind la facilitarea și intensificarea comerțului bilateral. Doamnelor și domnilor, în acest an, 2022, vom marca cea de-a 30-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Japonia și Republica Moldova. De aceea, sunt foarte onorat că începem acest an jubiliar prin semnarea unui asemenea acord menit să aprofundeze cooperarea dintre țările noastre. În încheiere, aș dori să vă reamintesc ca valorile fundamentale, precum
democrația, supremația legii, respectarea drepturilor omului și principiilor economiei de piață constituie temelia relațiilor noastre bilaterale. Totodată, aș dori să-mi exprim încă o dată convingerea că acordul semnat astăzi reprezintă încă o dovadă a prieteniei dintre popoarele noastre și că acest parteneriat va continua cu alte proiecte frumoase pentru binele cetățenilor moldoveni. Vă mulțumesc pentru atenția. Mulțumim mult! Doamnelor și domnilor, ceremonia oficială se declară. Vă mulțumim! Mulțumim mult!